Chiar dacă data limită din contract pentru finalizarea lucrărilor a fost astăzi, proiectul de execuție pentru Bulevardul Pardon va fi finalizat abia la începutul săptămânii viitoare. Muncitorii au umplut rosturile pietrei cubice cu ciment, iar pentru că timpul este scurt pentru această operațiune, toată zeama de ciment a fost măturată și turnată în scurgerile de la canalizare. Firma constructoare a mai montat dispozitivele de semnalizare pentru nevăzători de la trecerile de pietoni, iar astăzi a turnat asfaltul la îmbinăturile intersecției de la Biserica Sfântul Nicolae. Pentru că aici diferența de nivel între zona pietruită și carosabil a fost considerabilă, a fost nevoie de turnarea două straturi de asfalt. Acesta este motivul pentru care lucrările nu se pot finaliza decât săptămâna viitoare. Cel mai probabil luni se va turna cel de-al doilea strat de asfalt, iar circulația rutieră va fi deschisă de marți. Firma constructoare trebuie să mai monteze semnele de circulație pe bulevard, iar după ce se vor finaliza toate lucrările din cadrul proiectului, Serviciul pentru Administrarea Domeniului Public și Privat trebuie să înceapă amenajarea trotuarelor din zonele rămase în afara proiectului.